Ne întoarcem în Parlament, doamnelor și domnilor, ascultăm pe Florin Iordache despre modificările aduse codului de procedură penală. Am discutat acolo o solicitare venită din partea CSM, solicitare care din păcate a fost respinsă. Pe solicitare viza o completare la legea 317 cu posibilitatea angajării la membrii CSM a unor magistrați și, repet, numai pe principiul bicameralismului, dar una peste alta, această solicitare a CSM va fi luată în discuție atunci când vor veni și alte modificări la legea 317 și cea de-a doua modificare, tot la ordonanța 92, a fost eliminarea acelei prevederi care stabilea că judecătorii și procurorii atunci când se exprimă împotriva altei puteri din stat, fie că discutăm de Parlament, fie că discutăm despre membrii guvernului, constituie abatere disciplinară. A fost una din criticile pe care Comisia de la Veneția le-a constatat și am considerat că e bine să eliminăm această chestiune tocmai pentru a demonstra că judecătorii și procurorii atunci când se exprimă în public nu trebuie să se considere o abatere disciplinară vis-a-vis de activitatea pe care dumnealor o au. Cea de-a doua dezbatere care a avut loc a vizat codul de procedură penală. Din punctul de vedere al majorității, am operat toate acele modificări și nu sunt destul de multe, toate acele modificări pe care Curtea Constituțională le-a făcut, fie că discutăm de eliminarea în cazul articolelor care au fost declarate neconstituționale, fie că discutăm de o reformulare în cazul articolelor asupra cărora Curtea Constituțională a stabilit că trebuie puse în concordanță cu alte legi sau trebuie puse în concordanță cu alte decizii ale Curții Constituționale. Una peste alta, acest raport al comisiei noastre va ajunge în plenul Senatului, bănuiesc că săptămâna viitoare, iar în peste două săptămâni va fi rediscutat în comisie pentru a primi votul final și în Camera Deputaților. În același timp, așteptăm și motivarea de la Curtea Constituțională cât mai curând posibil la codul penal, pentru că noi ne-am propus până plecăm în vacanța de iarnă să fie adoptat și codul penal în concordanță cu deciziile și cu ultima decizie a Curții Constituționale. Repet, nu avem decât să respectăm aceste decizii și cred că prin eliminarea tuturor articolelor neconstituționale, prin punerea în acord a tuturor deciziilor curții, pentru că până la urmă și în codul penal și în codul de procedură penală sunt foarte multe articole asupra cărora de-a lungul timpului Curtea Constituțională a constatat fie că sunt în integralitate neconstituționale, fie că sunt neconstituționale în parte sau chiar de interpretare, acestea trebuie spuse în concordanță, astfel încât să nu mai avem o practică neunitară în instanță, să nu mai avem oameni între o instanță eliberați și în altă instanță condamnați și până la urmă ne dorim cu toții o legislație mai bună. Cum rămâne cu problema probelor, acelor obținute în timpul perchezițiilor, pentru că există o anuanță acolo? Am modificat și acel articol 171, am demonstrat că acolo când în timpul unei percheziții se găsesc și alte probe fără îndoială pot fi folosite, am adus în discuție și alte articole care sunt. Cu toții ne dorim în niciun caz să îngreunăm ancheta parchetului și ne-am dorit cu toții și putere și opoziție. Ați văzut că sunt foarte multe amendamente care au fost preluate de la opoziție. Bine că au fost și amendamente care nu au fost acceptate de colegii noștri, dar una peste alta ne-am dorit cu toții niște prevederi mai clare, astfel încât, repet, scopul e unul singur, să nu mai fie oameni nevinovați trimiți și în instanță pe niște prevederi neclare. Vă mulțumesc mult! Da, Florin Iordache cu explicații despre modificările aduse codului de procedură penală. Cea mai importantă modificare este această modificare a sintagmei indicii temeinice înlocuită cu sintagma probe din care să rezulte.